Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de SAMP. Bă, fraților, astăzi o să continuăm cu prezentarea joburilor pe ăsta, pe SAMP, pe serverul RPG Bizon, pe RPG 1 Bizon, de fapt. E primul server, mă rog. Hai să vedem, bă, să continuăm get jobs, slash jobs. Am zis de muncitorul de carieră că o să ne ducem, chiar dacă nu știu dacă e unic 100%, s-ar putea să nu... Bă, miner, ești nebun? Ia, ce miner? Bă, miner, chiar, ia. Job help. Slash job help. Nu ai loc de... A, stai, bă, stai. Stai, boss, stai așa. Slash ID 179, ce? Level 12, facțiune civil. RIP, bă. Îmi pare rău de tine, bă. Nu fi trist, bă. Da, hai să vă zic și eu povestea de pe Bugged, că toți suntem acum în drama asta cu Bugged. Că mi-am luat eu Warn, calea, bă, da, și cum am aflat eu de Bugged, am aflat, nu mai știu exact cum, prin 2013-2012. Uitați-vă la primele videoclipuri de pe canal, chiar au de pe Bugged unele, da, recent m-am apucat, cred că Zedo m-a convins să mă apuc. Și eu înainte să mă convingă Zedo să mă apuc, jucam CS și înainte să joc CS gen serios, că și înainte jucam CS, nu jucam serios, jucam o dată la o lună. Dar așa, înainte să mă apuc de CS, jucam pe Bizon, pe RPG2, cu colegi de școală, prin 2015, noiembrie, septembrie, adică acum un an și ceva luni. Da, atunci jucam pe RPG2, bă, înainte să mă apuc de SAMP serios. Când am început seria asta, m-am apucat de SAMP serios. Adică nu a existat zi în care să nu joc SAMP de atunci, în care să nu posez, pentru că, na. Și, na, pana mea, de atunci m-am lăsat de Bizon și Bizon mi se părea de la bun început destul de nasol. Primul rând e nasol că dacă îți pierzi, adică dacă ai 12 din 10 puncte de respect, îți pierzi și alea 2 puncte de respect care le ai pe lângă, dacă n-ai cont premium. Deci, practic, te obligă să dai banii pe punctele lor premium, știi? Și chiar, nu o stau niciodată bani pe puncte premium, pentru că nu o să mai dau, m-am potolit chestia asta, că mi-am băgat nu știu câți bani în ăsta în bag și după aia m-am lăsat. Bă, în cazul să mă țin și o să-mi placă serverul, da, poate o să bag, dar mai bine fac goldul ăla din cel ăsta din achievement-uri și gata, că știu că pot să faci achievement-uri aici. Hai să vedem. Work. Bobcat. Așa. Condu vehiculul până la intrarea în mină. Știu că trebuie să intri în mină pe aici, pe undeva, că am mai făcut odată de asta, bă. A, am înțeles. Am mai făcut deodată. Odată, eu mai de mult jobul acesta, dar nu știam cum să minez, dar mă rog, nu contează. Descoperim acum. Slash job help. Show me. Stai, nu poți merge mai departe, nu poți merge. Așa. Mă rog. Și na. Bă, sper să-mi placă și sistemul de facțiuni, nu știu exact cum este. Slash factions, există factions. Da, există, uite aici, uite, vezi, îți arată, uite, toate El Coro Cartel, oh my god, oh my god. Deci toate facțiunile sunt închise, doar la mafii deschise, dar la mafii trebuie level, da, am înțeles. Trebuie level 20 și e greu, nu e chiar ușor, nu e greu, dar nici chiar ușor să faci levelul 20 cu slipul, de exemplu, că îți trece punctele de respect, după ți le ia, dacă eu am schimbat email și la contul. Mai are cineva acces la cont? Nu. Da, și bă, eu, fiți atenți aici, eu am întrebat de ce nu am primit payday la fix. Nu știu, o fi avut eu... What? O fi avut eu de sync sau ceva, bă, da. De ce? Am întrebat de ce nu am primit payday la fix, da? Ăla îmi dă mute pe slash n, bă, că slash n aiurea pe Bizon. Păi, ce căcat, dă-te, mă, e, dă și mă, dea și... A, nu pot să mă bușez de el. Fuck, vreau să mă bușez de el. Și trebuie să intru acest lift minunat. Bam! Și acum mă duce. Parchează vehiculul undeva, coboară și începe să sapi în minereu. Bă, stai, bă, comanel, bă, stai, bă, că vreau să... A, înțeles, bă, ești nebun. Deci nu știam data trecută cum să muncesc, dar uite, vezi acolo un miner, uite, pe ăla poate lăuța acolo, pe mine mă duce aici, bă. Și poate acum scot drujba și minez. Dar n-am scos drujba, nu chiar am scos drujba, dar am scos totuși ranga aia și dau cu ranga. Coboară din vehicul și și încarcă-l cu minereul. Oh my god! Eu tot citesc încearcă-l, dar mă rog.
Da, și sper să vă placă seria asta în continuare, pentru că unii îmi ziceau că, uite, de exemplu, des vă mai explic, ziceau unii comentarii că, și că eu zic că Bagel e mai, ăsta, că Bizon e mai șmecher, nu, pardon, invers, că Bagel e mai șmecher decât Bizon și nu, că nu o să mă las niciodată după că mă las, frate. Nu mă așteptam că o să se întâmple chestia asta, na? Dacă chiar intervine ceva și te face să te lași, da, dar nu o să mă las. Așa, pur și simplu, bă, gata, bag piciorul în el de baghet, gata, mă duc pe Bizon. Nu, frate, dar am motiv. Adică să-ți dea porn aproape degeaba, hai să zic că am zis FMM-ul ăla, l-am scris cu literă mică și fără punct, mi-a dat worm, da? Da, FMM, frate, ce căcat, atât de trist, nu? Să vii să-i dai la un worm pentru că o zis chestia aia, totuși. Și de aia m-am și enervat mai mult. Și, na, mai am mai multe treburi și mai multe certuri, nu? Și cu player, și cu player din facțiuni. Și ce rost avea să mă mai duc în facțiuni când eram certat cu cineva și poate ăla zicea, uite, frate, nu-l primi pe ăsta, că eu certa cu el și e retardat, știi? Nu, frate, chiar nu vreau așa. Aici a început o viață nouă. E altceva, tu că e mai șmecher neapărat Bizon, dar pur și simplu m-am apucat aici. Hai să vedem. Bă, și-s curios cât îmi dă de aici, bă, că eu vreau gen să muncesc la, cred că tot la fermă îmi dă, bă, mult. Că la fermă știu că făcusem undeva pe la 16.000 de dolari, ăia care am acum, i-am făcut la fermă, știi, adică e destul de ok. Cred că fermă-ul e totuși cel mai bun. Părerea mea, nu știu acum ce să zic, după părerea voastră nu știu care e. Eu te-am dit mai piatra acolo, bă. Du vehiculul înapoi la bază. Da, și unele chestii chiar sunt destul de originale. Like, uite asta cu minerul. Multe chestii originale, bă. Pe Bizon și de asta m-aș și gândi, bă, să mai... Ce mă, că tu? Aoleu, aoleu, nu. Ce mă cu mașina care pică de fiecare dată când ajung eu în zona asta? Nu spune că se răstoarnă, că... ce stunt, șumecher. Nu știu, chiar nu știu, frate. Ce să zic. Ia că-s curios câți bani îmi dă, bă. 700, bine, bă. Ai primit 10 gol și 1000. Dar îmi dau băieții gol. De asta e că să mă duc să-mi iau mașina și... Bă, gunoierul toată lumea îl știe. Bine, e un pic diferit față de celelalte servere, dar nu contează. Oricum, eu acum cred că o să mă duc să muncesc un pic la gunoier, bă. Că bă, acolo s-au banii, sau... Chiar habar n-am, chiar nu știu, bă, la ce să muncesc. Nu știu, pur și simplu, nu știu. Hai să vedem. Mă gândeam la ceva cu noi, asta e slash quit job slash get job. Mă gândeam la gunoier. Ce? Trebuie să te afli pe jos să folosești această comandă. Etena. Nu get job, slash jobs. Mă gândeam la gunoier care da. Bun, dar și fermierul nu e chiar rău. Hai să vă arăt cum e fermierul, bă. Și skill-ul la fermier, asta e skills. Uite acolo, miner, 1 din 30, a, o tură din 30. Și... Bine, aici majoritatea joburilor gen te plătește destul de puțin pentru că, da, v-am zis, e economia altfel pe serverul acesta. Adică, uite, 20.000 de dolari cât am eu acum, ca și cam un caca, cred că, sau 700-800k pe bucket. Deci acum pe bucket aș avea un caca, dacă aș avea, așa, dacă ai estima. Deci, e ceva averea asta pe care o am eu acum aici, bă. Nu e chiar mult, dar e ceva. No, hai să vedem. Pentru urmăritorii noștri, mesajele... Se, ce? Aici se dau... Nu se dau cu slash question, mă. Nu există slash question, nu slash question. Comandă necunoscută. Da, păi ești nebun, nu există slash question. Bă... S-a obișnuit cu sistemul de pe bucket, bă, cu slash question, cu alea... Aaaa! RIP! Da, s-a obișnuit cu sistemul de pe bucket, bă. Da, e ok. Haide, pot să închid capota și aici, ce știți voi, bă? Știți voi de astea? Nu știți voi de astea. Pepsi și Fanta. Și Sprite. Bă, da, prostus, bă, la ora asta nu mă pot concentra, da. Eu filmez mai multe episoade într-o zi și mai trebuie să filmez încă vreo două după asta. Că deoarece pentru că mâine plec la strand. La Oradea, 2 zile
Și, de fapt, 3 zile, ca a treia zi vin, dar totuși trebuie episod și pentru a treia zi, că vin seara, nu vin la ora 2. Gata. Preț $15. OMG! Stai, trebuie să dau work aici, dar nu mai știu în ce loc trebuie să dau work exact. Ce credeți despre Zaid? What do you think about Zaid slash work? Mamă, unde trebuie să mă duc, bă, pe jos, bă. Mama mia. Da, asta și-a lăsat mașina aici, lol. Da, și ok, bă. Și serverul acesta, cât de cât, nu este venit să cumpere. Slash sell gold. Slash give gold. Nu ești autorizat să folosești slash give RP. Există și give RP? Give PP. Give set level. Nu există comenzile astea? Cadmin nu există sau nu știu. Oricum la pizza 30. Și acum trebuie să ținem vă și ne dă, mi se pare, 100 și ceva de dolari, care e ok, cât de cât. Slash nu. La skill 6 farm, câți bani îmi dă. A fost preluată de helperul John. Ok, salut John. Hai să vedem, cam câți bani ar trebui să-mi dea. Că dacă îmi dă 1000, vă dați seama cu aia că de pe păi așa stau toată noaptea, muncesc ca prostul. Dar după aia știu că îmi dă 1000 pe 60 de secunde. Păi... Găsești toate informațiile... Băi, să-mi bag, pe ce rău. Da, dă-te în pizda, mă, te. Fără wiki, hai, fără wiki, bă. Că nu vreau să mă duc acum pe video, pe wiki și chestii de genul. Nu este skill 6 la joburi. Cum nu există, bă? Splash skills, pe și... Ce, mă? Deci nu există skill 6? Au, what? Și atunci cum e, frate, sistemul ăsta de pe Bizon? De pe Bizon? Nu știu. Câștig 178. Yay! Cam mincinos de treabă, cigarete, reportere de treabă activ. Păi eu nu înțeleg, mă, cum e faza asta. Nu înțeleg. Adică cum nu este skill 6 la joburi? Și cum e skill-ul atunci? E skill și 10-15, adică depinde cât muncești și atâta de skill din ce mai mare? Like, habar nu am. Chiar habar nu am cum merge pe acest server, da? O să ne obișnuim în timp. Asta e ultima tură oricum. După aia încheiem episodul, bă. Vai. A, aici trece prin... Bine, ok. Ciudat. Și... Facțiunile sper să fie ok aici. Aici am auzit că te acceptă aproape oricum în facțiunea, like... Nu... Contează... Da, nu contează, gen, dacă ai level pentru vaccine și faci o aplicație ca lumea, e ok. Deci, na. Bonus, cum premium 50%, mă, 10%, mă, bonus, ești nebun? Păi, e enorm, ei la bani. Na, bă, fraților, oricum, sper că v-a plăcut acest episod de SAM, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Salut!